Hei, bună dimineața, prieteni de aici, din Bali. Astăzi e o nouă zi și m-am decis să vizitez două muzee. Nu orice fel de muzee, e vorba de două muzee 3D, Interactive Art Museum și Upside Down World, amândouă în Denpasar, Bali. Să mergem! Upside Down Room aici în Bali. Eu filmez normal acum, dar veți vedea că totul e cu fundul în sus. Priviți cum sunt făcute toate. Aceasta este una dintre camere. Veți fi derutat, dar filma este făcută normal. Aici avem baia. Pozele sunt fenomenale aici. Aici avem iar o baie, bucătărie. Cam așa arată. Aici avem tot partea din bucătărie. Toate sunt puse pe tavan. Mergem mai departe și avem aici alte decoruri pentru fotografii. Aici avem masa. Și aici avem scara. Fiți atenți, scara e pusă invers. Iar aici avem un frigider. Totul este pus invers. Foarte frumos. Trecem în următoarea cameră, unde avem toate puse, după cum vedeți. Veți avea probabil o iluzie optică, dar v-am spus, eu filmez normal, toate sunt puse pe perete sau pe tavan. Apropo, biletul de intrare aici la Upside Down Bali este de 100.000 de rupii pentru străini și 50.000 de rupii pentru localnici. Și mai avem aici o cameră, de fapt două. Avem un dormitor aici. Acesta e patul pus pe tavan. Acestea sunt puse pe tavan. Tot ce vedeți aici e pe tavan pus. Și ajungem în altă cameră, tot un dormitor. Fereastra este pe perete, invers. Iar masa cu scaunul și patul. Și mai mult o luat pe tavan. De asemenea, dulapul acesta e tot pe tavan. Fereastra. După cum vedeți, decorurile sunt, ca de obicei, excelente. Avem aici un televizor cu fundul în sus. Asta e ca să vă dați mai bine seama de realitate.
Eu nu filmez invers, ci filmez normal. Priviți cum sunt toate puse. Trecem mai departe, o scurtă trecere în revista aici, cum am zis, în dormitor. Avem patul pe tavan. Încă un pat aici pe tavan. Și ce mai avem aici? Și aici avem niște jocuri mecanice puse cu fundul în sus și scaunul, după cum îl vedeți. Iar aici avem, sunt puse pe perete. Sunt puse pe perete toate. Aici la Upside Down Room in Bali. Dacă v-a plăcut aceste imagini, dați un click, dați un like și abonați-vă la canal. Și trecem acum în altă cameră, în ultima. Aici e și rucsacul meu. Aici avem un cămin, sau cum se cheamă, care e pus invers, la fel ca această bibliotecă. Și aici fereastra care este pusă și masa, iar aici este tavanul, în realitate. În partea cealaltă a camerei avem o sufragerie. Vedeți cum sunt toate puse, acolo e tavanul. Televizorul e pus invers de asemenea, tablou, sofa, totul e pe tavan pus, inclusiv papucii. Da, această cameră se numește, de fapt, tot această locație, Upside Down Bali. Și dacă vă aflați în vizită Bali, nu omiteți să veniți aici. Interactive Art Museum, e în Bali, aici în Bali, și vă voi prezenta niște imagini, cam cum arată. Puteți veni aici să faceți tot felul de poze interesante. Vom trece o privire de ansamblu prin toate spațiile de aici. Mie mi-a plăcut foarte mult, este interesant. Sunt niște decoruri fantastice, cred că sunt în realitate. De exemplu, priviți aici cu elefanții. Este tot un fel de tapet lavabil pe perete, dar foarte frumos realizat. Tot felul de peisaje care în poze iese minunat. Thank you.
Interactive Art Museum aici în Bali. Priviți ce imagini fantastice aici. Imaginile sunt foarte realiste, așa că dacă veniți aici, veți fi surprinși ce frumos este. Interactive World Museum din Bali. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați un like, un share și abonați-vă la canal. Și chiar aici, lângă muzeul unde am fost, avem acest impunător templu și vom intra acum să vedeți cum arată. Este foarte impunător. Soarele îmi bate deasupra capului, sper să se vadă bine imaginea. Se numește Monumentul Perjuangan Rakyat Bali. Și fiți atenți cum arată. Foarte frumos. După cum vedeți, aici în Bali sunt foarte multe de vizitat, multe monumente, obiective turistice, ca cel din spatele meu. Este impunător. Foarte frumos aranjat. Și în jurul acestui monument, templu, ce este, după cum vedeți, aleile sunt foarte bine și frumos aranjate. Să încercăm să intrăm și înăuntru. Apropo, am plătit un bilet de intrare care costă 50.000 de rupii. Nu este o sumă foarte mare. Intrăm pe poartă și vedem cum arată și înăuntru. Thank you.
fiți atenți. Este un bazin aici. Este ceva magnific. Foarte interesant și foarte frumos. De asemenea, imaginile sunt făcute tridimensional, ai senzația că ești acolo. Avem și pe o parte și pe cealaltă. Aceasta este o construcție stil balineză. Aici la fel avem. Foarte frumos. Iar aceasta este o casă țărănească. Foarte frumos, după ce am vizitat ce vedeți aici, nu poți rămâne decât surprins. Și încheiem vizita noastră și la acest obiectiv turistic. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul nostru și eventual să dați un share. Vă mulțumesc! Pe această alee la un restaurant aici în apropiere. Nu mai pot de sete și de ce nu și de foame. După ce am vizitat și astăzi, am făcut un popas la un restaurant aici japonez. Foarte interesant, decorurile mai ales se dau pe spate. Și mâncarea de altfel, la fel de bună.